procesele verbale, domnul secretar. Deci în mapă aveți două procese verbale în ordinea ședințelor. Primul proces verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare din 26 februarie. Au lipsit motivat la acea ședință domnul Isac, domnul Bașac, doamna Stuparu, doamna Berenț, domnul Diaconescu și au lipsit domnul Beșliu, domnul Soichescu, domnul Șandru și doamna Ene. Dacă l-ați parcurs, dacă aveți amendamente, propuneri, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă nu sunt. Al doilea proces verbal, încheiat cu ocazia ședinței extraordinare din 4 martie, a lipsit motivat domnul Valentin Zaharia și atât. Dacă l-ați parcurs, amendamente, propuneri, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă nu sunt. Bună ziua! Bună ziua! Țin să precizez că nu particip la punctul 28. Bună ziua! Da. Da. Bună ziua! Nu particip la punctul 11. Bună ziua! Punctul 6 și punctul 24, mulțumesc! Bună ziua! Punctul 6 și 24, mulțumesc! Bună ziua! Nu particip la punctul 13. Domnul președinte, vis-a-vis de ordinea de zi, avem o propunere, având în vedere că dumneavoastră sunteți inițiator, să scoatem de pe ordinea de zi punctele 15 și 16. E vorba de Căminul de la Sacu și cu Centrul Județean pentru Cultură. Deci noi credem că asta e o chestie de strategie. Suntem cu două luni de zile înainte de alegeri. Sunt o groază de probleme care am înțeles, nici nu știu dacă chiar vi le pot explica, că trebuie explicate de cineva de specialitate. Îmi pare rău că domnul Voinea e aici, nu e aici acum, cu profesorii care au contracte de management să schimbă lucrurile, e destul de complicat. Eu v-aș propune să le scoateți de pe ordinea de zi, având în vedere că dumneavoastră sunteți inițiatori, și să le lăsăm pentru Consiliul viitor. E o chestie de strategie, lucrurile să putem... Mi s-ar părea corect să le lăsăm pentru ceilalți care vin, care vor fi aleși pe 4 ani de zile, poate au o altă gândire, altfel, un mod de lucru. Acum, pentru 2 luni de zile, v-am spus, mai ales aici la școală, bulversăm toate lucrurile care sunt. Bine, eu sunt de acord. Adică nu cred că e o problemă să așteptăm 2 luni generăm și să vedem. Generăm costuri și le generăm în fiecare zi. Ambele proiecte sunt lucrate de mine și au o justificare logică. În sensul că la nivel de țară, din 41-42 de județe, 38 sunt organizate unitar. Doi, am câștigat în instanță clădirea unde funcționează Ateneul Tineretului, o clădire pretabilă, în detrimentul celorlalte două clădiri, una care nu e în proprietatea noastră, unde funcționează Școala Populară de Artă, și una improprie, între blocuri, unde funcționează Centrul de Creație. Reorganizarea prin fuziunea asta, contopirea asta, nu rezultă că facem o reorganizare în sensul că pleacă unul, doi sau mai mulți acasă. Din contră, nu pleacă nimeni și de la teza asta am plecat. Doi, am obținut toate avizele și pe nume de la Comisia de Atribuire de Denumiri în persoana celui care a fost Petrică Vița, să dăm numele ăsta, și de la Consiliul Local. În contrapartidă, la Sacu, costurile pentru deinstituționalizare sunt abisale, excesiv de oneroase pentru bugetul nostru. În sensul că adresabilitate la Sacu nu mai e, am redus capacitatea de la 60 la 35 și ca o medie n-are mai mult de 25 de beneficiari. Costul aprobat de noi, costul anual care prezumă salariile, tot sunt înglobate acolo, utilități așa mai departe, pe o persoană dependentă la 7.000 de lei, aprobarea noastră în fapt e peste 10.000 de lei pe o persoană dependentă, nu se atrag fonduri, o să vedeți și dacă ajungeam să o dezbatem, sunt vreo 9 contracte
externalizate, e personal excedentar, cel puțin 9 persoane ca personal excedentar. Deci situația nu că nu are oportunitate și vă spun, noi am trenat foarte mult că n-am primit de la Consiliul Local avizul, cel puțin pe Centrul de Creație și Școala Populară de Artă. L-am primit de îndată de la instituția prefectului. Deci, domnul secretar, trebuie să vă dau dreptate. Sunt argumente. Numai că asta știam de 4 ani de zile. N-am făcut nimic până acum. Mie mi se pare, folosesc cuvântul, inoportun, să facem noi acum cu 2 luni de zile. Aveți dreptate. Argumentele astea le știm, le-am mai discutat, dar până acum nu am făcut-o. Deci bun. Asta vreau să scot eu în evidență, că n-ar fi bine, poate, eu știu, vin, îți mai deștepți, găsesc alte soluții, ar trebui pentru 2 luni de zile, oricum cheltuielile astea le avem bugetate și la școală și dincolo sunt bugetate, sunt acolo pentru 2 luni, în sus, în jos, nu... Aveți dreptate, într-un fel, domnul Crina, dacă ați fi venit, că noi lucrăm la proiectul ăsta și e păcat de muncă. În ultimul timp, de fapt, în ultimii ani tot facem documente și trebuie să le facem de 3 ori ca să le aprobăm o dată. E pertinent ce spuneți, sigur, n-am făcut, trebuia mai din timp, sunt și cu asta adevărat, sunt de acord, dar argumentele sunt, echipa, oamenii din Consiliul Județean au lucrat, ar însemna să ne batem joc de munca lor, dacă nu am încercat să finalizăm, ținând cont de faptul că nu ne-ați ridicat problema asta decât astăzi în ședință. Păi, acum se alege. Acum sunt. Deci, acum sunt 2 luni, că dacă veneați cu 6 luni sau înainte de buget, nu o să opuneți. Înainte de începerea anului școlar, altfel discutam. Astea sunt problemele pe care le avem acum. Deci, domnul Crina, deci dumneavoastră nu contestați că ar fi ceva nelegal în toată chestiunea eu asta, nu, doar ca timing. Domnul secretar, eu nu contest nimic. Eu vin cu o propunere. Adică mie mi se pare corect că dacă 4 ani de zile nu am făcut ce trebuia, indiferent că trebuia să muncim, n-am făcut asta înainte de a începe anul școlar. Este târziu să o facem acum cu 2 luni de zile înainte, să ne luăm noi ca și Consiliul Județean care face. De ce să nu îi lăsăm pe cei care vin ulterior? Și președinte și Consiliul Județean să stabilească lucrurile astea care sunt într-adevăr o chestie de strategie pentru următorii ani. Asta spun eu. Nu vă contest argumentele, știu de ele, multe le cunosc. Nu, deci nu vreau să stărui mai un argument. O chestiune de oportunitate, să zic așa, poate paranteză, acum în momentul ăsta. Deci, domnul președinte, stimați consilieri, acum procedural știți foarte bine că scoaterea unui proiect de pe ordinea de zi se face cu acordul inițiatorului. Inițiator pe ambele proiecte sunteți dumneavoastră. În privința majorității de vot, dacă la reorganizarea căminului de persoane vârstnice este majoritatea simplă, pe codul administrativ, la așezămintele culturale, recte, Școala Populară de Arte și Centrul de Creație, majoritatea de vot e majoritatea calificată conform ordonanței 118, adică 2/3. Dacă nu există consens, acum, domnule președinte, vă rugăm să analizați, să chipzuiți. Acum mai un element și cu asta am terminat expozeul. Reorganizarea nu prezumă o încetare a activității entităților în cauză de mâine. Și mai există stipulat expressis verbis în proiect că o să aibă o perioadă tampon de cel puțin 1 lună în care vor funcționa în paralel. Bine, aici toată lumea are dreptate, dar sigur că punând-o la vot creăm un moment delicat și poate să constatăm că unii sunt de acord, alții nu sunt de acord, avem un motiv în plus de a ne, hai să zicem, a ne ridica nivelul de adrenalină. Dacă, domnul secretar, dacă ne iertați pentru munca pe care ați făcut-o și nu v-am... Nu mă un pic, lăsați-mă, că și oamenii ăștia muncesc, știți ce greu e și de ei. Haideți să mergem și să lăsăm pentru cei care vin după să constate sau să facă cum consideră și dacă nu, ne vom întâlni din nou după alegeri. Sigur, nici care din noi nu ne dorim lucrul ăsta, nici eu cu dumneavoastră, nici dumneavoastră cu noi, dar o să vedem.
Și o am să le scot de pe ordinea de zi. Introducem alte două proiecte de hotărâre. Primul este referatul de proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului modernizare drumul județean 684 Voislova Rușchița limită de județ Timiș în vederea depunerii la finanțare în cadrul programului regional Vest 2021-2027, prioritate 5, regiune conectată, obiectiv specific 3.2, dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale, sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TNT și a mobilității frontaliere. Drumuri județean, apel de proiect numărul RV per 5 per 1 per A per 1 a cheltuielilor și a cheltuielilor referente proiectului, precum și aprobarea acordului de parteneriat. E vorba de drumul județean de la limita de județ venind de la Valea lui Liman către Voislova, drum pe care dacă astăzi îl introducem și îl aprobăm, îl vom încărca astăzi și va intra pe lista de finanțare ca al doilea proiect depus de Consiliul Județean Cara Severin. Primul a fost încărcat ieri. Ăsta este rezervă și avem o mare șansă să putem fi prinși la finanțare, fiind proiect de rezervă depus și de noi și de Consiliul Județean Timiș. Astăzi... Nu. Este proiectul nostru de rezervă și al Timișului. Timișul n-a depus până astăzi și termenul este 1 aprilie. Da. Domnul președinte, să nu cumva, eu vă spun așa, din punct de vedere al județului nostru, să facem drumul ăsta și să nu... Nu, este proiectul, e clar, la celălalt avem proiectul. Nu. Serios? Da, adică da. Să nu manevrăm în așa fel lucrurile nu, că faceți nu, parte, domnul Crina. Să lăsăm 571 de domnul care este... Crina, haideți, vă rog frumos, ăla păi a fost nu, încărcat. Nu, datoria mea este să spun. Vă rog, doamna Mocanu, da. Da. Documentațiile s-au pregătit pe coad, cu obligativitatea, nu, să mergem. Așa suntem și pe listă trecut, principal 571 și ăsta este de rezervă în caz că rămân bani nealocați de la celelalte județe sau se suplimentează axa de finanțare. Și celelalte al lui Timiș, știți valoarea sau nu știți? Nu. Ăsta este drumul... Precum nu, în Consiliu, nu a fost în Consiliu. Domnul Crina, drumul este făcut de noi... În având și fiind și prioritar din partea Consiliului Județean Timiș, dar vorbim doar de drumul nostru care are valoarea de 40 de milioane de euro. Deci, ei 40 nu... de milioane sunt pe teritoriul nostru, sunt e drumul pe teritoriul nostru. Ei își fac drumul lor. Nu știm. Ei sunt pe Salinii cu cealaltă bucată, da. Da, bine. Bun, cine este pentru introducerea acestui proiect pe ordinea de zi? Pentru, împotriva, abțineri. Iar cel de-al doilea proiect, pentru aprobarea documentației tehnico-economice, PTE, devizul general actualizat la fază PTE și indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiție, renovare energetică a Muzeului Banatului Montan din municipiul Reșița, județul Cara Severin. Cine este pentru introducerea acestuia? Împotriva, abțineri. Mulțumesc. Primul proiect. Da, în ansamblu, cu scoaterea punctului 15. Da. Deci, fiecare proiect. Sunteți de acord cu aprobarea ordinii de zi, cu scoaterea celor două puncte 15-16 și introducerea celor două proiecte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Bun, primul proiect de pe ordinea de zi astăzi este cel privind acordarea titlului de cetățean de onoare al județului Cara Severin, domnului Miodrag Belodedici. După cum știm, este o onoare pentru județul nostru că avem un cetățean care a câștigat Cupa Campionilor de două ori cu două echipe diferite din două țări diferite. Dânsul a fugit cu
Cu Steaua, da, Steaua două Belgrad stele, da. Cu două stele, o grămadă de coincidențe. Sigur, dânsul a plecat din țară înainte de Revoluție, a fost condamnat la 10 ani de închisoare de regimul comunist, după care, sigur, după ce au venit capitaliștii, a fost iertat și ne face o onoare că s-a născut în județul nostru. Ne bucurăm și dorim să-l facem cetățean de onoare. Articolul numărul 1, cine este pentru, împotrivă, abținere. Articolul 2, pentru, împotrivă, abținere. Articolul 3, pentru, împotrivă, abținere. Hotărârea în ansamblu, pentru, împotrivă, abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiar contabile anuală a județului Cara Severin pe anul 2023. Articolul numărul 1, pentru, împotrivă, abținere. Articolul 2, pentru, împotrivă, abținere. Articolul 3, pentru, împotrivă, abținere. Hotărârea în ansamblu, pentru, împotrivă, abținere. Avem proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Cara Severin numărul 34 din 4-3-2024 privind utilizarea sumei de 82.407.075 de lei din excedentul bugetului local al județului Cara Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2023 în valoare de 95.02,95 de milioane în anul 2024. La pentru proiectul refacerea infrastructură de instalație și echipamente cu impact în gestionarea crizei sanitare COVID la Spitalul Județean. Da, la Spitalul Județean și aici aș dori să fac eu un amendament în înțelegerea fenomenului politic de ieri și în care PMP-ul a spus că se gândește de acum pe persoană fizică la bunăstarea cetățenilor, nu mai este nici într-un fel de alianță și aș dori să introduc un amendament pentru achiziția de utilaje la Direcția Județeană de Drumuri, jumătate din sumă, pentru că nu avem iarnă, dar aș dori să luăm din excedent 1,2 milioane de lei pentru achiziția utilajelor pentru întreținerea drumurilor în condiții de vară. Da? Cine este pentru introducerea acestui amendament? Opa. Împotrivă, abțineri, mulțumim. Domnii de la PMP, să fim sănătoși. Domnul președinte, am și eu un amendament. De data asta pentru județ, nu așa. Deci vreau să introducem pe lista asta, la sfârșit, 30.000 de lei pentru studiu de fezabilitate alimentare cu panouri fotovoltaice CPV Reșița. Sigur, foarte bine. Da? Da. Ia să vedem. Supuneți-i la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Bine. Ați văzut diferența? Aia am văzut, sigur. Aveți votanți? N-aveți. Noi n-avem. N-avem parteneri de... Mi-e pare rău că deveniți din ce în ce mai bun, dar acum la sfârșit de mandat. Bine. Dacă erați așa de la început, altfel era județul. Bun. Deci, face modificarea asta, da? Votăm da, în ansamblu. Bineînțeles, bineînțeles. Votăm hotărârea acum cu amendamentul domnului Cristi. Da. Dar să nu uitați. Da. Deci, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii județene, așa cum am citit, da? Articolul numărul 1 cu amendamentul domnului Crina și fără amendamentul domnului Dunca, da? Cine este pentru? Împotrivă abținere, articolul 2 pentru, împotrivă abținere, articolul 3 pentru, împotrivă abținere. Hotărârea în ansamblu cu amendamentul domnului Crina și fără amendamentul lui Dunca. Cine este pentru, împotrivă abținere. Când să fi devenit și dumneavoastră mai bun, n-o să mai aveți ocazia, domnilor. Sperăm să ne ajutați. Noi nu glumim. Să ne ajutați, domnii de acolo, vă rog.
să ne scăpați. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Cara Severin, numărul 35 din 4-3-2023, privind aprobarea bugetului propriu al județului Cara Severin pe anul 2024 și estimări pe anul 2025-2027. Articolul numărul 1, cine este pentru, împotriva, abținere, articolul 2, pentru, împotriva, abținere, articolul 3, pentru, împotriva, abținere, hotărârea în ansamblu, pentru, împotriva, abținere. Stați. Poftim? Și cu amendamentul inclus a domnului Crina și fără a lui Dunca. Da, stați să-l sun pe Adrian să-i spun să-mi dea berea, că am făcut pariu cu el. Numai un pic ca să nu... Scuzați-mă. 20 de secunde, vă rog. 20 de secunde. Nu, 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 că trebuie să-i spun că el crede că e cum zice el, nu-i cum zic eu. Nu-i scriu mesaj, lăsați că-l sun. Noi. Îl sun ca să nu pierdem timpul. Iar faceți politică în Consiliul Județean. Nu, un pic, trebuie să... Vă rog. Ah, nu răspund, lăsați că știu. Gata. Bun, mai departe. Acum se aliază, da. Acum se aliază, da. Cum naiba, dacă așa e, când ia să fum, fug. Ah, scuze. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean numărul 36 din 4-3-2024 privind aprobarea bugetului propriu al județului Cara Severin și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Cara Severin și finanțate de către acesta pe sursa A cu amendamentul, domnului Crina și fără amendamentul Dunca pe anul 2024 și estimări pe anul 2025-2027. Articolul 1, cine este pentru, împotriva, abținere, articolul 2, pentru, împotriva, abținere, articolul 3, pentru, împotriva, abținere, hotărârea în ansamblu cu amendamentul și fără amendament, cine este pentru, împotriva, abținere. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Cara Severin numărul 38 din 4-3-2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Reșița, instituție de sub autoritatea Consiliului Județean și finanțată de către acesta pe sursa F pe anul 2024 și estimări pe 25-27. Articolul 1, pentru, împotriva, abținere, articolul 2, pentru, împotriva, abținere, articolul 3, pentru, împotriva, abținere, hotărârea în ansamblu, pentru, împotriva, abținere. Se suplimentează cu 372.000,21 plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent. Asigurări sociale. Sursa G. Sursa G, tot fără amendamentul domnului Crina. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 39 din 4-3-2024 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Cara Severin și finanțate de către acesta pe sursa G pe anul 2024 și estimări pe anul 2025 cu amendamentul bun al domnului Crina și fără amendamentul. Nu, nu? Asta nu? Da, să mă scot din priză. M-a luat viteza. Stai. Articolul 1, cine este pentru, împotriva, abținere, articolul 2, pentru, împotriva, abținere, articolul 3, pentru, împotriva, abținere, articolul hotărârea în ansamblu, pentru, împotriva, abținere. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Cara Severin numărul 129 din 30.06.2020 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privitoare la acțiunile de protocol și dotarea cu autovehicule din parcul auto al Consiliului Județean Cara Severin, precum și al instituțiilor și serviciilor publice din subordine cu modificările și completările ulterioare. Da, bună ziua. Am formulat un amendament la acest proiect de hotărâre în sensul că autoturismul Dacia Logan să fie redistribuit către
Comisia Județeană de Orientare Școlară. Această instituție a solicitat în scris un autoturism, a motivat foarte pertinent în sensul că munca lor se desfășoară pe tot teritoriul județului, în prezent ne beneficiind de nici măcar un autoturism de serviciu. Vreau să vă spun că m-am consultat și cu ceilalți lideri de grup, cu toți am fost de acord că e necesar acest transfer, sens în care vă solicit să votați amendamentul. Mulțumesc! Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Pentru amendament. Pentru amendament, da. Împotrivă, abțineri. Domnul președinte, nu, stați puțin. Care-i, colegul, care am discutat, care-i autoturism? Deci, întreabă să știe exact. E Dacia care trebuia să meargă la Spitalul Județean? Da. Da, este. Dacia Logan. Da. Dacia Logan. Spitalul mai are câteva mașini. Instituția Centru de Orientare Școlară nu are nici un autoturism. Da, da, e corect. E corect, am întrebat care. Da. Da. Domnul președinte, aici am și eu, mă uit la repartizarea mașinilor ăsta. Mai e un Ford Kuga care e în parcul comun. Ăsta de ce nu-l repartizați? Păi unul este la Direcția de Patrimoniu, repartizăm azi, și un Ford Kuga este la Parcul Autocomun. Păi ce? Mi-l dați și mie să circul și eu sau un consilier ceva? Vi-l dăm dacă produce ceva să pentru... Atunci cum? De ce nu-l repartizăm? Dați-l la opoziție, nu? Nu avem nicio problemă. Mă uit. Deci, băi, cine nu are președinte, e în opoziție. Eu, să fie clar. Da, aveți dreptate. Cred că totuși noi am vrut să dăm acea mașină la spital. Vă spun de ce, pentru că am vrut să o dăm celor de la medicină legală, care Bun. Au venit și s-au plâns. Eu la noi că vă nu au... spun că mă uit aici ce sunt cu restul mașinilor. Președinte, vicepreședinte, vicepreședinte, Ford Kuga, secretar general nou. Eu vă propun să o repartizăm și anul ăsta și să o repartizăm celuilalt vicepreședinte, adică domnul Isaac. Dacă toată lumea. Păi și scoatem Skoda, care e... Stați puțin. Sub incidența ordonanței 81, parcul auto al Consiliului Județean e sistat la 6 mașini. Deci noi trebuie să scoatem una dintre ele să putem introduce o altă. Scoatem Skoda, care este al domnului vicepreședinte. Și o doamnă medicină legală. Și o dăm la medicină legală. Medicină legală și așa s-a plâns direct. Că nu are mașină. Având în vedere rațiunea pentru cele două luni, să lăsăm așa pentru noua putere. Aici nu funcționează. Aici nu funcționează. Asta nu e o chestie de strategie. A, nu e nicio problemă. Asta e. Fac un amendament. Faceți amendament. Autoturism Ford Kuga, dacă vă zic seria sau asta care e repartizată la Parcul Comun, să fie repartizată la domnul vicepreședinte Isaac și Skoda domnului care este acum la domnul vicepreședinte Isaac să meargă la medicina legală. Deci una din mașini am vrut să o dăm doamnei Pascotă și vă spun de ce. Este, dar rămâne. Atunci cealaltă, da? Bun, atunci e în regulă, am înțeles. Bun, că aia totuși, măcar atâta pentru 9 milioane de lei economie. Păi, vă rog, bun, atunci e în regulă, atunci o să votez și eu. Supunem la vot cine este pentru? Pentru amendament, da. Păi, cum să votăm? Trebuie să votăm, îi dăm și vicepreședintelui să aibă o mașină și el, sigur. Poftim? Sperăm că numai două luni. Împotrivă? Pentru amendament. Amendamentul domnului Teodorescu l-a supus. Da. Și acum am supus amendamentul dumneavoastră. Bun, acum o să mergem la... Cu cele două amendamente. Și cealaltă merge la spital, da? Da. La medicină legală. Bine. Nu se exclud reciproc. Bine. Articolul numărul 1 cu cele două amendamente. Cu cele două amendamente. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Articolul numărul 2, cine este pentru? Împotrivă, abținere. Cine este 3? Cine este pentru articolul numărul 3? Pentru, împotrivă, abținere. Articolul 4, cine este pentru? Împotrivă, abținere.
credeți, abia așteptați greșelile mele să râdeți. Să punem procedura de urgență, drumul și... Nu mai vreau că ați văzut, ați făcut greșeli care au generat și m-ați acuzat pe mine că m-am amânat bugetul. Proiect de hotărâre, păi așa a fost. Pentru aprobarea, o să introducem acum, o să luăm în discuție acest proiect, procedura de urgență pentru a începe încărcarea. Astăzi trebuie să încărcăm proiectul ăsta. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului modernizare DJ684 Voislova Rușchița, limită de județ Timiș, în vederea depunerii la finanțare în cadrul programului regional Vest 2021-2027, prioritate 5, regiune conectată, obiectiv specific 3.2, dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale, sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TNT și a mobilității transfrontaliere. Articolul 1, cine este pentru? Împotrivă, abținere. Articolul 2, pentru, împotrivă, abținere. Articolul 3, pentru, împotrivă, abținere. Articolul 4, pentru, împotrivă, abținere. Articolul 5, pentru, împotrivă, abținere. Articolul 6, pentru, împotrivă, abținere. Articolul 7, pentru, împotrivă, abținere. Articolul 8, pentru, împotrivă, abținere. Articolul 9, pentru, împotrivă, abținere. Hotărârea în ansamblu cu cele două amendamente, scuze, fără amendamente, pentru, împotrivă, abținere. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza PTI, la... pentru renovarea energetică a Muzeului Banatului Montan din municipiul Reșița, județul Caraș-Severin. Articolul 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Articolul 2, pentru, împotrivă, abțineri. Articolul 3, pentru, împotrivă, abțineri. Articolul 4, pentru, împotrivă, abțineri. Articolul 5, pentru, împotrivă, abțineri. Articolul 6, pentru, împotrivă, abțineri. Hotărârea în ansamblu, pentru, împotrivă, abțineri. Proiect de hotărâre privind admiterea sau respingerea plângerii prealabile formulate de către Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Băile Herculane împotriva hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin numărul 43 din 4-3-2024. E același lucru. În aceeași situație ca la ședința suntem, trecută de intrare în circuit civil și în condițiile astea. Deci eu o să mă abțin aici, având în vedere că am propus inițial cealaltă variantă, nu. Deci cine este articolul domnule numărul 1? Președinte, e alt articol. Citiți bine că nu este vorba despre apele termale. Nu. Nu, asta e 6%. Termale este vorba de cel 6%. Am înțeles, da. De aceea da, da. Am și zis că suntem articolul în numărul, așa. Articolul numărul 1. Păi, Cine este pentru admiterea acestei plângeri prealabile? Cine este împotriva admiterii plângerii? Cine se abține? Aș vrea să spun și eu ceva despre această plângere prealabil. Nu că s-a făcut doar o nedreptate, s-a făcut și o ilegalitate orașului Băile Herculane. Ilegalitatea este că acest amendament nu a fost supus dezbaterii generale, nu s-a discutat cu primarii, iar nedreptatea este în felul următor. În Herculane sunt câteva sute de afaceri care plătesc taxe și impozite și implicit contribuie la acest buget al statului român din care ne provin acești bani. Ce criterii ați considerat dumneavoastră că sunt corecte, să alocați, spre exemplu, unei comune cu 500 de locuitori un buget de 3 ori mai mare decât al orașului Băile Herculane. Mulțumesc. Domnul consilier, nu știu, vă place să reluați subiectul doar pentru a ieși în evidență? Discuțiile acestea le-am mai avut. Astăzi am avut pe masă votarea admiterii sau respingerii plângerii. Hotărârea intrată în circuitul civil, n-are rost să mai faceți comentarii pe lângă acest subiect, doar așa de dragul de a vă face campanie. Acum,
Nu e vorba numai de campanie, e vorba ca cetățenii încă o dată să înțeleagă ce nedreptate s-a făcut unui oraș care într-adevăr plătește impozite mai multe decât, de exemplu, afacerile de la Iablanița, da? Care a primit 500.000 și voi ați primit 250. Deci e binevenită această... O, Iablanița e mai mare, dar sunt comune cu... infinit mai puțin locuitori. Da, deci e bine să reamintim, să nu uităm că această eu știu, această practică incorrectă față de Herculane s-a întâmplat. Am votat-o. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult din județul Caraș Severin, precum și bugetul aferent pe anul 2024 și estimări pe anul 2025-2027. Articolul 1 pentru, împotrivă, abținere. Articolul 2 pentru, împotrivă, abținere. Articolul 3 pentru, împotrivă, abținere. Articolul 4 pentru, împotrivă, abținere. Hotărârea în ansamblu pentru, împotrivă, abținere. Aici avem 100.000, avem 100.000 din 1.155.000, da. Să finanțăm viteza în coastă cu 100.000 noi. Am înțeles. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Caraș Severin numărul 41 din 4-3-2024 privind defalcarea sumei de 2 milioane de lei prevăzută în bugetul propriu al județului Caraș Severin la capitolul 67 Cultură, Recreere și Religie pe domenii de intervenție. Articolul numărul 1, cine este pentru, împotriva, abținere. Articolul 2, pentru, împotriva, abținere. Articolul 3, pentru, împotriva, abținere. Articolul 4, pentru, împotriva, abținere. Hotărârea în ansamblu, pentru, împotriva, abținere. Acum intrăm cu depunerea proiectelor. Proiect de hotărâre pentru aprobarea... A plecat, Cristina, da? Dacă e să le și semnez hotărârea. Proiect de hotărâre pentru aprobarea anunțului de depunere a proiectelor, programelor și acțiunilor culturale la nivelul județului Caraș Severin. Articolul 1, pentru... împotriva, abținere. Articolul 2, pentru, împotriva, abținere. Articolul 3, pentru, împotriva, abținere. Articolul 4, pentru, împotriva, abținere. Articolul 5, pentru, împotriva, abținere. Hotărâre în ansamblu, pentru, împotriva, abținere. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea programului anual al finanțelor nerambursabile pentru programe și proiecte sportive din bugetul Consiliului Județean pentru activitățile non-profit ale entităților sportive de drept privat cu sediul pe rajda județului Caraș Severin, care participă cu sportivi la competițiile interne și internaționale și sau organizează sau desfășoară competiții sau acțiuni sportive pe plan județean pe anul 2024. Articolul 1, pentru, împotriva, abținere. Articolul 2, pentru, împotriva, abținere. Articolul 3, pentru, împotriva, abținere. Hotărârea în ansamblu, pentru, împotriva, abținere. Același lucru pentru aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile a programelor, proiectelor și acțiunilor organizate în domeniul tineret din bugetul Consiliului Județean pentru anul 2024. Articolul 1 pentru, împotriva, abținere. Articolul 2 pentru, împotriva, abținere. Articolul 3 pentru, împotriva, abținere. Articolul 4 pentru, împotriva, abținere. Hotărârea în ansamblu pentru, împotriva, abținere. Am scos cele două proiecte reorganizările. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului lucrărilor de drumuri județene finanțate din sume de facultate din TVA pentru anul 2024. Articolul numărul 1, cine este pentru, împotriva, abținere. Articolul 2, pentru, împotriva, abținere. Articolul 3, pentru, împotriva, abținere. Articolul 4, pentru, împotriva, abținere. Hotărârea în ansamblu, pentru, împotriva, abținere. Un protocol cu CNIR-ul și cu București. Păi să nu mai pierdem vremea, să iarăși. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR și Unitatea Administrativă Teritorială Caraș Severin și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Reșița pentru obiectivul de investiții drum Transregio Reșița-Caransebeș de X2. Pentru asta s-a găsit finanțare și dorim să facem acest drum expres de la Reșița la Caransebeș.
Începem. Se aprobă, așa, articolul numărul 1. Articolul numărul 1, cine este pentru, împotriva abținere, articolul 2 pentru, împotriva abținere, articolul 3 pentru, împotriva abținere, articolul 4 pentru, împotriva abținere. Ansamblu. Ah, hotărârea în ansamblu, pentru, împotriva abținere. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin numărul 238 din 28.11.2022 privind aprobarea studiului de trafic, mobilitate privind identificarea și evaluarea fluxului de călători, a cerințelor de mobilitate ale colectivităților locale și întocmirea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate între localitățile județului Caraș-Severin, stabilirea și aprobarea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate prestat între localitățile județului Caraș-Severin cu valabilitate în perioada 1-1-2023, 31-12-2032, precum și grafile cele de circulații pentru traseele județene din programul de transport public județean. Aici, domnul Bâtea, e vorba de ce a rămas neacoperit. Câte mai sunt? Din tot... Și acum ai informații că aici sunt care ar fi interesați astea, sau nu știm. Astea scoate, da? Astea... Ce-a mai rămas? Bun. Articolul 1, cine este pentru? Împotriva abținere. Articolul 2, pentru? Împotriva abținere. Articolul 3, pentru? Împotriva abținere. Articolul 4, pentru? Împotriva abținere. Hotărârea în ansamblu, pentru? Împotriva abținere. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin numărul 239 din 28.11.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean prin curse regulate între localitățile județului Caraș-Severin, a modalităților de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Caraș-Severin, a regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, a caietului de sarcini al Serviciului de Transport Public Județean prin curse de regulate și a documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport prin curse regulate în area de competență a județului Caraș-Severin. Articolul 1, pentru, împotriva abținere. Articolul 2, pentru, împotriva abținere. Articolul 3, pentru, împotriva abținere. Hotărârea în ansamblu, pentru, împotriva abținere. Scuze-mă, dar că bici, am avut o solicitare interdomenială pe un pod pe care nu l-am avut și nu l-aveam. Aici te las. Pe drumul comunal, da. Proiect de hotărâre privind constatarea lipsei dreptului de proprietate publică a județului Caraș-Severin asupra bunului denumit generic pod peste râul Timiș, situat pe drumul comunal 5, Constantin Dacovici, solicitat a fi trecut interdomenial în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale Comuna Constantin Dacovici și pe cale de consecință respingerea solicitării de preluare. Domnul secretar, vă rog, aici știți mai bine din punct de vedere juridic. Să simplifică la extrem, în sensul că ne-au solicitat un transfer interdomenial, noi n-am gestionat și nu gestionăm drumuri comunale, nu le-am avut nici în administrare, cu atât mai puțin în proprietate. Pe acest drum comunal e amplasat un pod. Nu l-am avut, am făcut dovada că nu l-am avut absolut niciodată. Aici mai e o chestiune, adică din ce am cerut extrasele CF, se pare că ei s-au întabulat și ulterior au revenit. Că adică au cerut să se radieze mențiunea că ar fi, teoretic, ar fi al nostru. Nu știu pe ce acte s-au bazat, dar noi, mai prozaic, nu putem să dăm ce nu avem. Vorbiți de un extras. Da, figurează ca proprietar. Figurează drumul respectiv. Podul e un accesoriu al drumului. Și apare în extras. Da. Apare în extras, ori ei au cerut deci, să-l radieze de acolo și să ajungă la noi, ca după aia să ne-l ceară ca să-l dăm lor. Deci e vorba de podul de la... Da. Deci, domnul secretar, ce nu înțeleg eu? De ce trebuie să dăm o hotărâre ca să constatăm lista de proprietate? Dacă nu? Păi nu. Puțin. Mi-au solicitat prin hotărâre un transfer interdomenial. Mi-au solicitat podul.
Acum, conform, adică ei au solicitat prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Constantin Daicovici, conform codului administrativ, atributul în privința administrării bunurilor din domeniul public și privat e a forului deliberativ, articolul 173, vă dau exact litera. Deci ei, au, prin, ei hotărâre prin hotărâre ne-au solicitat, sigur, și atunci să-l noi prin hotărâre, nu, să-l dăm. Deci, vă, domnul Crina, vă explic eu băbește. Acolo, de la început, s-a plecat pe ideea că Dunca nu vrea să facă podul. Și Dunca îi încurcă că nu vrea să-i ajute. În momentul în care chiar am vrut să vedem ce e de făcut, am căutat în toată arhiva, n-am găsit nimic la DDJ. Și mergând mai departe, am constatat că există un extras CF în care acest pod este trecut. Așa avem explicații-ne, doamna Berenț. Da. Deci podul nu a fost niciodată intabulat în cartea funciară. Acel extras de CF-ul care este referatul de aprobare este o stradă. Este strada 1, drum comunal. Și se oprește la marginea podului. Ceea ce spunea domnul secretar este că acel pod, și avem un... Nu este extrasul de CFU, este pe lucrări de înregistrare sistematică nefinalizate încă pe UAT Constantin Daicovici, unde apare pod peste râul Timiș. Deci podul nu a fost intabulat. Da, dar putea să fie intabulat imediat la cererea primăriei, fiind pe drumul comunal. Am înțeles că acest eu, lucru... Din câte am studiat și chiar m-am ocupat, să știți că nu l-am văzut în hotărârea de guvern 532 ca domeniu public al comunei Constantin Daicovici. Eu... Înțeleg, am înțeles perfect situația juridică, dar de ce am întrebat? Este o problemă. Deci dacă lăsăm Constantin Daicovici să, nu știu, știți podul ăla? Știu, sigur, și le-am și recomandat să facă cerere, deci, dacă... să se intabuleze. Domnul Mureșan le-a explicat clar, am avut 3 întâlniri pe tema asta nu și le-a spus așa cum ați cerut când v-ați făcut canalizarea și v-ați oprit cu intabularea exact acolo unde s-a terminat lucrarea. Exact așa trebuie să faceți o adresă, să cereți să vă intabulați cu el și să vă vedeți de treabă. Noi, dându-le, asigurându-i că îi ajutăm la, nu știu, SF sau ce o fi, cu, deci, cum putem. Alea nu le poate acoperi Constantin Daicovici. Asta putem, păi să nu, dar se poate introduce pe o finanțare, pe ceva. Rolul nostru este să-și intervenim, să vedem cum putem să ajutăm. Nu să pasăm. Da, puțin. Haideți să vedem acel extras de CF. Eu vreau să văd acel extras. În privința proprietății lucrurile sunt simple. N-are identitate topografică, vorbim vorbe, n-are sens. Acum, să depună diligențe. Noi n-am avut în administrare, noi Consiliul Județean, niciodată, sub incidența ordonanței 43/97, drumuri vicinale, străzi, drumuri comunale. De la principiul ăsta plecăm. Doi, ei se pot întabula și se poate constitui un dezmembrământ, un drept real de administrare în favoarea noastră, și noi să-l solicităm după ce are identitatea topografică reflectată în CF și prin da, dar mai târziu, dar asta nu e o formulă să-mi cer ceva ce n-am să-ți dau. Sigur. Ei trebuie să se intabuleze, după care să ne facă o cerere, să ne-l dea și să găsim o... Noi trebuie sigur. Să facem după ce intabulat, să-l solicităm bun. În administrare. Articolul numărul... Niciunul. Păi nu e. Nu știu, dar e în cartea albă figură. Nu, e în pe drumuri, tot are. Da, dar nu e constitutiv. Deci există două hotărâri de guvern pe bunurile din domeniul public. Una e pe drumuri și una e pe celelalte imobile, dar hotărârea e o hotărâre centralizatoare, hotărârea de guvern. Nu e constitutivă de drepturi reale. Deci, dar aparența dreptului, iată, nu noi am făcut diligența, ci ei, comuna, și-au trecut în anale, dar n-au... Dar ce apare parțial pe acest ce apare extras? În 540? Pentru... Drumul comunal. Drumul, jumătate de drum, de la drumul european până în pod. Urmează podul și pe urmă e mai o bucată de... Iarăși drum, tot drum comunal. Pod care unește două drumuri bun. Comunale, același drum comunal... Deci podul e amplasat pe un drum comunal, domn președinte. Da, nu și într-o parte și în altă. Sigur, da. Sigur, bun. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Hotărârea în ansamblu? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Folosință gratuită în spațiul la Intercom de
Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin numărul 20 din 31.1.2019 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în Reșița, piața 1 decembrie 1918, numărul 7, etaj 1, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Intercom Deșeuri Caraș-Severin. Articolul 1. Numai un pic, domnul președinte, de ce aici e stipulat un termen de 10 ani? Noi l-am intrat. De regulă, noi parcă am mers pe 5 ani. Da, dar e o asociație de utilitate publică a noastră, ADI Intercom Deșeuri, și au... Cum doriți, puteți să amendați. Noi am gândit-o în sensul ăsta. Pe 5 au fost. Cum doriți dumneavoastră? Articolul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Articolul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Articolul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Articolul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Articolul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Hotărârea în ansamblu pentru, împotrivă, abțineri. O abrazare, cred. Da, la DDJ. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin numărul 243 din 28.11.2022 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcție ale Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin cu modificările ulterioare. Articolul 1 pentru, împotriva, abținere. Articolul 2 pentru, împotriva, abținere. Articolul 3 pentru, împotriva, abținere. Hotărârea în ansamblu pentru, împotriva, abținere. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin numărul 10 din 30.1.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al Spitalului Județean de Urgență Reșița cu modificările și completările ulterioare. Articolul numărul 1 pentru, împotriva, abținere. Articolul 2 pentru, împotriva, abținere. Articolul 3 pentru, împotriva, abținere. Hotărârea în ansamblu pentru, împotriva, abținere. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin numărul 12 din 30.1.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al Teatrului de Vest cu modificări și completări ulterioare. Ceea ce adăugăm, trei posturi, da, vi le și spun. Un post de vacant de secretar literar, grad deputant, se transformă în post vacant de secretar literar marketing, gradul debutant. Un post de muncitor se transformă în post vacant de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacol sau concerte și un post de manipulator în recuzitări. Am înțeles. Articolul 1 pentru, împotrivă, abținere. Articolul 2 pentru, împotrivă, abținere. Articolul 3 pentru, împotrivă, abținere. Hotărârea în ansamblu pentru, împotrivă, abținere. E proiectul cu licența inițiată de domnul Coșei. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin numărul 30 din 19.02.2024 privind aprobarea solicitării licenței de dare în administrarea unității administrativ-teritoriale a județului Caraș-Severin prin Consiliul Județean Caraș-Severin a lucrărilor miniere de exploatare a surselor de ape terapeutice geotermale din fostul perimetru de exploatare Băile Herculane. Aici e aceeași situație cu intrarea în circuitul civil, nu? Deci a intrat sau nu a intrat? Păi avem deja domnul președinte. Și avizele la comisie. În raportul dânsei s-a făcut un referat, un raport de specialitate puțin mai complex și a luat izvor cu izvor. Acum, pe cele două izvoare, deja avem avizele de la apele române, pe izvorul Neptun și pe Traian. Asta înseamnă că hotărârea noastră, cu caracterul unei solicitări adevărat, a produs efectul juridic. Le avem fizic. Deci, domnul președinte, dacă vă amintiți și am votat procesul verbal, eu recunosc că am fost și la discuția cu dumneavoastră, da? Eu atunci v-am cerut să ne faceți o informare la toți, ca să fim în cunoștință de cauză. Ce înseamnă licența, a cui este terenul acolo, ce înseamnă dacă renunțăm noi, cum poate să intre Băile Herculane și dacă nu poate face ce se întâmplă. Deci așa o prezentare generală a tot ce e acolo, că până atunci ne dăm cu părerea. Eu știu o parte, celălalt știe cealaltă parte și mai departe. Eu am spus și atunci și spun și acum. Băile Herculane sunt de interes nu județean, național din punctul meu de vedere. Ele.
chiar nu ne putem juca așa cu transferăm și, da, și pentru un patriotism din ăsta dus la extrem să nu facem treabă. Eu chiar am văzut și am solicitat, știți bine că v-am solicitat compartimentelor de specialitate, să-mi dați nota de constatare a NRM-ului, pe baza căruia sunt. Deci eu vă spun, m-am îngrozit. Și dacă vreți, stimați colegi, vă pot și trimite, m-am îngrozit în condițiile în care UAT-ul scrie acolo, este proprietar pe terenurile respective. Deci eu vă spun că dacă era o administrație responsabilă, în niciun caz că îl cheamă Armaș sau că îl cheamă cum îl o chema pe cineva, nu putea să facă ce a făcut acolo. Deci să fie foarte clar, vina principală și care este, este de la administrația care îi aveau pârghile, puteau să intervină și puteau să rezolve o groază de situații. Eu vă spun, nu am văzut până acum, fiindcă n-am fost în periculele mele prin Herculane, chiar la izvoare. Dar vă dau pozele să vedeți ce spun cei de la NRM și care este situația. Așa este, domnul președinte, ați văzut. Deci este foarte clar pentru oricine, mai ales că de-a lungul timpului ei n-au fost în stare să-și implementeze proiecte simple. Nu au un pug în Herculane de 10 ani de zile, care este oraș, este strigător la cer. Nu am nimic cu transferul, să zic așa, licenței, dacă lucrul aș avea certitudinea, eu personal, aș avea certitudinea că ei pot să ducă lucrurile și să le rezolve. Ba mai mult, am vorbit cu câțiva prieteni din Herculane care au activități economice acolo și am constatat că și aici, la Consiliul Județean, se știe. Dom'le, au scăzut cererile pentru vară. Toată lumea sună și întreabă, dom'le, nu e apă, nu se face, nu drege. Deci sunt o gloază de situații care implică chestia asta. Eu zic să nu ne jucăm cu chestia asta și să o ducem așa la extrem dintr-un patriotism din ăla. Consiliul local, Consiliul Județean nu fură apa sau nu fură licența. Consiliul Județean are în conturi acum 2 milioane de euro pe care poate să facă studiu de fezabilitate. La prima ședință putem și astăzi, dacă eram isteți, puteam să o trecem pe, la, în excedent, puteam să facem studiu de fezabilitate, să demarăm și în 2-3 luni de zile să rezolvăm cât de cât situația. Deci eu nu cred eu chestia asta că Herculane este în stare să rezolve problemele astea atât de repede. Soluția pe care am propus-o și atunci și acum și este să facem un ADI, o asociație de dezvoltare intercomunitară. Unde? Nu e timp de asta. Eu nu vorbesc de licența în sine. Eu vorbesc pentru Herculane, care din patriotismul lor, acolo local, ei vor ca asta să fie a lor. A lor, domnule, ei să fie ăia care gestionează apa respectivă. Dar nu au bani pentru asta. Nu sunt în stare să o rezolve. Eu propun să facem ca să putem interveni acolo și să vadă că avem intenții serioase și efectiv ei să fie parte importantă la distribuția aia, să facem ulterior, deci lăsăm licența să meargă mai departe, un ADI în care noi ne obligăm să facem investițiile necesare, ei se vină cu terenul ăla și se ocupe de administrare. E o chestie simplă, să practică, să nu știu ce, oricând, prin intermediul ADI-ului respectiv, noi, Consiliul Județean, putem interveni, suplimenta sumele, aduce modificări și așa mai departe. Asta este soluția. Să ne cramponăm acum pe o chestie care este și nelegală din punct de vedere, colega a explicat, vă că și domnul secretar este de acord, ea a produs efecte, să ne cramponăm, să discutăm în continuare despre licența asta, ca și când ar fi o luptă între Consiliul Județean și Consiliul Local Herculane, eu cred că nu merită. Nu merită, indiferent ce interese electorale avem. Deci nu merită. Trebuie să constatăm că administrația locală de acolo a fost un dezastru și vă trimit, așa de curând, am numele de telefon la toți, vă trimit așa nota de constatare să vedeți și să căutăm soluții să rezolvăm problema. Nu să ne batem în piept că, domnule, eu sunt din Herculane și am mai mult drept decât tine care ești din altă parte. Nu e adevărat. Noi trebuie să aducem Herculane la stadiu, un stadiu cât mai înalt vis-a-vis de creștere. Asta ar fi soluția.
Mulțumesc. Domnule Crina, ori nu sunteți bine informat, ori vreți să induceți în eroare. Administrarea apelor termale și a perimetrelor din jurul apelor termale au fost administrate de către SC Hercules, o societate comercială care este în insolvență. Deci dezastrul de acolo nu l-a produs toate băile herculane. În expunerea mea din referat am arătat că băile herculane are capacitatea de a-și lua această licență și de a administra aceste ape termale. Pentru noi nu reprezintă apele termale doar o sursă de venit. Pentru noi reprezintă o sursă de supraviețuire și acest dezastru este datorat și acestui fapt că apele termale nu au fost administrate și banii încasați de pe urma acestor ape termale s-au dus total în altă parte. S-au dus în altă parte și nu s-au făcut investiții. Poate eram la alt nivel acum. Deci, stimate coleg, eu încerc să explic un lucru simplu. Deci cine a administrat aceste ape termale? Una este licența de ape termale. Deci ce există sub sol? Apa. Corect, eu v-am înțeles și știu prea bine. Nu teren, sunt chiar instalații atât de retar. Și așa mai departe. Da. În nota aia, eu n-am de unde să știu, dar în nota aia de, a NRM-ului scrie că este proprietate publică instalațiile. Așa scrie acolo. Eu știu să citesc. Păi. Doi, administrarea apelor n-a fost făcută de către UAT. Mă uit la capacitatea voastră. Deci acum nu știu cât aici este dezinteres, incompetență și așa mai departe. Mă uit că există un ONG de arhitecți foarte bine intenționat, care băile Neptunul îl fac. Acum au strâns bani ca să curețe malurile Cernei. Este strigător la cer. Vedeți că n-aveți prea multe informații. Acest Herculane, ONG cum? Este afiliat politic. Atenție. M-am uitat pe salvațiherculane.ro. Vila Elisabeta, care este a voastră, este monument istoric. N-aveți 100 de mii de lei ca să faceți acoperișul, să nu cadă. Domnul Crina, vă rog, le-ați tăiat banii, le-ați dat 250 de mii și certați aici. Trebuia să le dați un milion și atunci putea să-i certați. Haideți, exact, aveți dreptate dintr-un punct de vedere. Haideți să vă spun ce o să se întâmple. Apele termale vor ajunge la Consiliul Județean, iar noi o să venim și o să cerșim bani pentru viitoare proiecte la Herculane. Păi nu-i proastă înțelegere, exact așa înțelege toată lumea. Care Adi? Deci, lăsați-mă cu ADI-uri și cu ce se întâmplă după ce se primește licența. Se primește licența și cine știe ce se întâmplă. Consiliul Județean se poate asocia cu oricine, cu orice firmă privată sau o firmă de interes. Domnul consilier... Îmi cer scuze, eu... Mie mi se pare nedrept ce ni se întâmplă nouă la Herculane și se tot perpetuează această nedreptate. Domnul consilier, aici dovada că nu găsim înțelegere între noi ca să analizăm corect nevoile și problemele județului, o avem acum, adică pe de o parte aveți dreptate și județul sigur trebuie să gestioneze dacă Consiliul Local sau dacă Herculane nu poate și dacă noi nu credem că nu poate. E greu să ne convingă cineva că poate. Pe de altă parte, îi acuzați că nu fac lucruri elementare care ar trebui să le facă, dar de fiecare dată îi lăsați că până în 2000, până anul ăsta au avut. N-au avut nici înainte, lăsați că n-au avut, numai probleme. Până în 2000, când a fost devalizat orașul Băile Herculane, au funcționat cum trebuie aceste izvoare, nu? Deci nu putea. De cine au fost administrate aceste izvoare până când s-au pierdut ele? Puteți spune? Nu putea să-l devalizeze nimeni fără implicarea autorității publice locale, indiferent cine a fost primar acolo. Evident. Să fie clar. Evident. Poate și nu vrem, cunoști ce nu vrem, putere are nu un vrem primar să și mai, o administrație păi, publică. Asta vă spuneam, avem capacitatea și nu mai vrem să se întâmple asta. Bun, haideți să supunem la vot. Eu... Nu ne-ați lămurit. Ce să supunem? Că nu are nici referat de special. Cel puțin eu n-am în mapă. Eu am cerut și are nici avizele. Eu am cerut... Da, domnul secretar, vă rog. Haideți să lămurim juridic, eu nu mă bag în și noi căderea mea. Sunt nefavorabil, așa mi-am notat că sunt nefavorabil. Ba da, și el trebuie să fie. Nu este. În fine.
Bine. Deci haideți să... Noi am adoptat hotărârea noastră a Consiliului Județean în numărul 30, în data de 19 februarie. Acum am tot repetat și o să repetăm la infinit. Articolul 1, aliniatul 6, există trei tipuri de a sana, dacă doriți, un act administrativ. Anulare, revocare și abrogare. Între revocare, care poate fi similară unei anulări, există o diferență majoră între abrogare și revocare, așa cum spuneam. Revocarea are un efect extung, care asanează actul încă de la început, ca și cum n-ar fi existat. Abrogarea, în contrapartidă, are un efect extung și asanează actul pentru viitor. Diferența e că abrogarea e conținută de legea 24 de tehnică legislativă și se aplică cu precădere actelor normative. Noi avem un act administrativ cu caracter pur individual. Toate discuțiile se rezumă la articolul 1, aliniatul 6, care spune în felul următor din legea contenciosului administrativ. Actul nelegal administrativ cu caracter individual nelegal. Noi n-am stabilit nici că e nelegal, ci se dorește a se induce faptul că e inoportun. Poate fi revocat unilateral de autoritatea emitentă în condițiile în care n-a produs efecte, n-a intrat în circuitul civil și n-a produs efecte juridice. Iacă sunt trei elemente, toate cumulative, care se determină reciproc. Nelegalitatea actului, intrarea în circuitul civil, efectul juridic. Nu suntem în situația asta, domnule președinte. Eu n-am întâlnit și nicio instanță de contencios administrativ din lumea asta nu poate asana sau anula un act administrativ pentru inoportunitate, ci exclusiv, exhaustiv, pentru nelegalitate. Da? Doi. Și am perorat și am lăsat, că nu e treaba mea. Articolul 12 din legea minelor spune foarte clar... Dreptul de proprietate asupra terenului, recte, UAT, băile herculane, nu conferă, și subliniez, nu conferă dreptul de preemțiune asupra concesionării, dării în administrare a activităților miniere. Articolul 19, aliniatul 4, se vorbește de capacitatea tehnică și financiară care trebuie demonstrată ab initio, ex ante. Da? Dumneavoastră, în referatul de aprobare, ne spuneți că vă veți îndatora, veți accesa un credit bancar. Noi avem banii astăzi, domn președinte, în excedent. Ori dacă n-ai bonitate, n-ai logistică, n-ai nimic și actul nu se poate revoca, nu știu. Da, pot fi de acord și asta e realitatea, că, eu știu, societatea SC Hercules S.A. a depășit faza de procedură de reorganizare. În procedura simplificată, din ce am văzut, e în faliment. E gata, nu mai are nicio capacitate. Dar aici, haide să nu mai folosim cel puțin în plen un sofism, un silogism. Dacă societatea asta sau cei care au condus-o au dat dovadă de un management defectuos, nu se poate transpune de plano tuturor factorii implicați. Pe cuvântul meu, aici mă simt și eu lezat. Adică ne faceți oarecum, ne induceți o suspiciune că noi am vrea să facem cu totul altceva. Eu vă mărturisesc intențiile mele și ale domnului președinte, am discutat-o și nu odată, sunt dintre cele mai curate. Și colegii, eu am insistat, dacă vă amintiți, să se voteze respectivul proiect. Eu nu cred că am avut o intenție ascunsă sau cel puțin nici n-am gândit-o, dacă e până acolo. Probabil îmi cer scuze, domnul primar, numai un pic să spun două vorbe și imediat.
Și eu cred că domnul, Coșei și colegii de la Herculane nu vor avea nimic împotrivă dacă se simt securizați. Repet, gândiți-vă cu raționalitate ce s-a întâmplat acolo 30 de ani, că suntem martori toți. A fost un prăpăd acolo, de care vinovați am fost toți. Și stânga, și dreapta, și centru, și trebuie să ne punem cenușă în cap. Da? Dar oamenii de-aia... Toți de acolo. Toți de acolo, din Herculane. Da, toți de acolo, da. Da, poftiți. Vă rog. Deci asta spun de două ședințe să facem una de ei. Mă bucur, adică mă bucur că și domnul primar are, mă mir de ce nu v-a spus înainte de ședință de chestia asta. Să-l fi instruit pe domnul Coșei ca să scoată asta de pe unii. Fiindcă este corect. Asta este propunerea care o facem și noi. Bun, haideți să o supunem la vot și... Vreți să o scoateți cumva de pe ordinea de zi? O supunem la vot, deci interesul județului este... Nu asta e soluția. Sigur. Deci nu știu de ce nu înțelege că toată lumea vrea să găsească soluția optimă, dar nu asta e soluția cu revocatul acelei hotărâri pe care am dat-o în ședința trecută. Bun, haideți să vedem articolul numărul 1 care spune că se aprobă revocarea. Citiți. Nu, se aprobă revocarea. Cine este împotriva... aprobării revocării. Nu, nu, puneți corect întrebarea. Nu, cine este pentru? Păi asta am spus, cine este împotriva aprobării revocării? Adică dacă suntem împotrivă, nu vom revoca și rămâne cum a fost. Nu e așa. Nu e așa. Semantica nu e așa. Nu e așa. Nu e așa. Este simplu, ce pentru revocare și cine e împotriva revocării. Ce atât. Pot naște abțineri care pot fi contabilizate la vot. Cine este pentru revocare? Cine este pentru revocare? Nimeni. Cine se abține? Păi de ce, domnul președinte? Păi mă abțin. Păi data trecută n-ați votat cu două mâini. Păi am votat cu două mâini. Păi și atunci trecută. Votul este oricum contabilizat la împotrivă abținerea. Cum? A picat. Nici n-ascultați de domnul Pop aici. Păi întrebați până la capăt, împotriva. Grupul PMP abținere, da? Și domnul președinte. 4, 5. Nu eu, voi. Hai, următoarea. 5 abțineri, da? Stai, domnule, nu întrebați și cine și este... Și cine este, așa, împotriva, stați un pic, stați că am dat numai articolul numărul 1, ne-am încurcat. Așa, articolul numărul 2, cine este pentru? Pentru ce? Pentru revocare. Păi ați votat asta odată. Mai aveți de întrebat împotrivă, voturile împotrivă. Nu, dacă a picat la primul articol, gata, a picat. Domnul Trina vă spune altceva, că n-ați mai mers împotriva, abțineri și pentru. Păi nu, dar abținerea nu-i tot aia. Hotărârea în ansamblu. Nu mai proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin numărul 42 din 4-3-2024 pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin numărul 314 din 14-12-2023 privind aprobarea implementării de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Caraș-Severin prin Muzeul Județean de Etnografie și Regimentului de Graniță Caransebeș a proiectului intervenții de primă necesitate la poarta dinspre colțul nordestic și la o porțiune a zidului nordestic din cadrul castrului roman de la Tibiscum. Deci proiectul s-a finanțat ad integrum și noi mai trebuie să cofinanțăm doar cu 25.000, nu cu 147. Da. Ce am aprobat ședința trecută. Deci ei se trebuie dat pentru cofinanțare. Dar... 25.000 rămân pe prima hotărâre. Rămân, am dat 175. Noi asta n-am doar modificat, deci... care am suplimentat. Da, deci ei au primit până la urmă toată suma pe care... Ei au făcut prima dată o contestație, cei de acolo, că n-au destui bani, și pe care au revenit, au reverificat ei și au spus, domnule, putem să vă dăm cei 250.000. Noi trebuie să primim cu partea noastră de cofinanțare. Da, care... da, da.